Bună ziua, dragii mei! Ops! Ops, ops, ops! Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru decembrie. Pe urmă vom vedea ce mai apare pentru zodii, pentru lună, ascendent, soare și ce vreți voi să urmăriți. Dragii mei, aveți de ales între trei opțiuni, în general trei, uneori mai fac și patru. O gumă de șters. Acum destul de bună. Ce zice? Ce? Cred că a fost. Cred că scrie Milan. Da? Milan a fost. Așa. Un parfumel indian. Ah, bine. Turkish. Turcesc. Cineva a zis că e indian? Că văd că e și da. Probabil că în mai multe limbi indian. În fine, da. Uite, zice indian, da? Parfum de trandafir, un parfumel mic și o cutiuță de lapte condensat. Da? Vă puneți pauză, dragii mei, și vă alegeți. Dragii mei, stați, pentru colectiv, în decembrie, ce avem de făcut? Așa, pe lângă ce vom mai afla în această etalare și la etalările următoare. Pentru colectiv avem de exprimat echilibru, să ne echilibrăm, să acționăm echilibrat. Avem un numărul 11, dragii mei. 11, știți că e numărul flăcărilor gemene, ca să ne atragem flacăra geamănă. Interesant, 11 și 44. Amândouă numere maestre. Trebuie să intrăm într-o energie puternică, da? Suntem puternici, am trecut prin foarte multe, trebuie să rămânem puternici. Da, să. Bine, pentru cei care vreți și vrem, evident, să susținem acest pământ interesant, să susținem acest pământ și să-l protejăm, Gentle Gardener, da? Să-l protejăm ca un grădinar foarte blând. Avem de construit un palat de aur, adică avem 5 și cu 3, 3 și cu 3, 2, ho, ce ai? Ela, 2 și cu 3, 5. 5 este numărul acestui an. Știți bine, am un videoclip pe care l-am lansat la începutul anului despre numărul sau acest an 2021 din perspectivă numerologică. Ar fi frumos să-l ascultați și să ascultați următorul videoclip pe care îl voi face legat de acest lucru. Da. Trebuie să ne echilibrăm. 4 și cu 4 înseamnă 8. Să transformăm ce mai e de transformat pentru a ne echilibra, pentru a ne atrage. Ia uite, 4 și cu 44 și cu 11, 55. Iar vorbim de 5 numărului 21. Însă 55 se reduce la 1, 10 și 1. Intrăm în manifestare. Trebuie să intrăm în manifestare prin această echilibrare sau acțiuni echilibrate, da? Echilibristică ar putea să pară din perspectivă umană, nu? Și aici tot o echilibristică este, dar din perspectivă energetică totul este și spiritual, este posibil. Este posibil. Am zis că trebuie să ne pregătim pentru a ne atrage flacăra geamănă și din seria mesajelor de la îngeri, iar avem de iertat oameni care ne-au greșit, avem de iertat 2 și cu 9, 29, iar 11, da? De echilibrat această energie ca să putem să creștem, avem de iertat oameni, energii karmice, relații karmice și pe noi înșine că ne-am lăsat decepționați, că am permis, noi ne-am permis să credem în iluzii. Da? Ne-am creat noi, adesea ne le creăm și ce frumos, ce frumos am zis că ne apropiem de flacăra geamănă. Unii dintre voi vom simți apropierea unui suflet deosebit, deosebit, a unei iubiri adevărate. Dacă nu se manifesta acum la sfârșit de an, se va manifesta în anul care vine, dar dragii mei, asta doar dacă rămânem puternici, asta doar dacă reușim să manifestăm această dragoste foarte protectoare și delicată față de mediul înconjurător, da? Locul în care trăim este foarte important și felul în care ne echilibrăm pe noi și pe cei din jur. Asta pentru toți. Deci mesajul este valabil pentru toți. Eu pun cartea deoparte. Ia uite, metamorfoză. Trebuie să transformăm. Am vorbit de 8, da? Trebuie să transformăm, să ne transformăm. Încă mai avem această putere.
Încă mai avem această putere. Acum, am vorbit 5 minute, mesaj colectiv, pun deoparte cele două opțiuni și încep să vorbesc despre numărul 1 și să scot cărțile. Haideți să vedem energia generală pentru numărul 1. Până vine cartea pentru numărul 1, vreau să vă spun că aveți de șters ceva. Aveți de șters ceva în viață. Interesant ce a vrut să vină. Casa și frig profund. Frig profund, interesant. Ori acasă unii dintre voi ați înghețat și trebuie să ștergeți. Rămâne de văzut cum se leagă acest mesaj. Trebuie să ștergeți ceva, un trecut. 2 și cu 6, 8. 8 ține de casa 8 a transformării, da? 2 și cu 7, cât înseamnă 9. Trebuie să ne transformăm, da? Să renașteți în această gheață sau această stare de înghețare și să... Vă extindeți orizonturile în afara casei. Așa simt. În afara casei, pentru că nouă, în general, nu poate să stea în casă. Trebuie să-și deschidă ușile și să călătorească. Nouă, evident că înseamnă și sfârșit de ciclu, dar nu la asta mă gândesc, pentru că sfârșitul de ciclu vine cu transformare cu tot. Am zis că trebuie să ștergeți ceva. Să uitați, să iertați, pur și simplu, ștergeți o poveste. Aveți niște spirite care vă protejează casa, oricum, dar trebuie să căpătați un soi de înțelepciune în ce privește noțiunea de familie, casă. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin pentru cei care au ales guma de șters, numărul 1. Mesaj pentru numărul 1. Orgoliu pentru unii dintre voi, interesant. Orgoliu pentru că leu înseamnă orgoliu, mândrie. Unii dintre voi trebuie... Ori v-ați anulat mândria. Of! Mândria are și acum toți conotații pozitive, da? Trebuie să vă regăsiți mândria, nu în sensul negativ. Orgoliu este una, mândria este alta. Dacă v-ați pierdut mândria acasă, trebuie să vă regăsiți. În preajma unor oameni care v-au testat orgoliu, da? Și atunci trebuie să vă înghețați orgoliu. Vedeți, e o schimbare de nuanță. Una e orgoliu și alta e mândria. Mesaje pentru numărul 1. Pentru decembrie. 26-27. Probabil că ceva. Că tot e decembrie, a venit această stare de înghețare, dar... Mesaje pentru numărul 1. Da, dragii mei, v-ați înghețat emoțiile acasă. Ce bine vine? Ia uite, New Moon in Aries. Go for it. Aici este. Acum a venit semn de foc. Berbecul. Și luna plină în săgetător. Încercați, am zis era vorba de nou, de explorare, de săgetător. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, nu doar a casei, nu doar a casei, nu doar a karmei pe care v-ați ales-o voi când ați venit, când v-ați făcut casa, când una altă, da? Mergeți înspre ceea ce vă reprezintă, înspre zone, situații, persoane care vă stimulează noblețea, vă stimulează regalitatea, vă fac să vă simțiți regali, regi, regine. Aici este un rege înghețat, o regină înghețată. Uf, ce frisoane am! Frisoane fior, vreau să zic, da? Și încă un mesaj, dragii mei, dacă vă e frig acasă, renunțați la economie, nu mai gândiți în spirit de economie, faceți căldură în casă, dacă nu se poate căldură în casă. Am zis, vedeți lucrurile, ia uite, go wild mai încolo. Ia uite, găsiți-vă echilibru, deveniți mai sălbatici, mai activi, vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă și asta se poate vedea doar explorând. Nu musai lumea! Nu musai lumea! Că nu toată lumea poate să călătorească. Și potențialul vostru, pentru că Jupiter ține de spiritualitate până la urmă, da?
explorare din punct de vedere intelectual, spiritual, energetic. Prea multe cărți, mesaje, mesaje, mesaje de la înger pentru numărul 1. Ia uite și la capătul setului de cărți ce avem aici? Ia uite, o casă înghețată. Casa dragonului. Dragonul știți că e nodul nord și nodul sud. Probabil aveți acolo nodul sud ceva. Ceva care vă ține pe loc. Trebuie să explorați nodul nord al vostru. De acum încolo. Da? Nodul nord. Adică misiunea voastră. Opusul casei este cariera. Dar nu zic musai să fiți carieriști, ci să vă găsiți flacăra, pasiunea. Ia uite, aveți o lună plină și o lună nouă, ambele în semn de foc. Și aici apare, iar, deci berbec săgetător și apare leul care este înghețat. Creativitatea lui este casa cincea creativității, capacitatea de a ne juca. Mesaje de la înger pentru numărul 1. Mesaje de la înger pentru numărul 1. Eu zic că auziți cum se amestecă seturile de cărți. Nu, chiar nu pot să vă arăt chiar toate manevrele. Ups, opa, ce frumos, e interesant. Speak the language of love, dar a venit invers. Aici probabil acasă nu vorbiți limbajul dragostei. Opa, așa, opa, așa. E trist. Și din cauza asta ceva s-a... Atmosfera din casă este înghețată. Din acest motiv. A zis, săgetător are în opoziție gemeni, da? Berbecul are în opoziție balanță. Balanța care trebuie să își dorește să echilibreze lucrurile, dar nu poți să echilibrezi în detrimentul tău. Aici este tendința, da? Ia uite, priviți-vă la puterea voastră interioară și vorbim de putere când avem un leu, da? Priviți, iar numărul 11 care a apărut și la numărul colectiv, la mesajul colectiv. Încercați să vă setați lumea, să vă reprogramați și eventual să manifestați un alt fel de limbaj în dragoste, în parteneriatele pe care le aveți sau măcar să vedeți, să vă, da, să mergeți în direcții în care sau înspre oameni sau înspre situații în care puteți să comunicați cât de cât asemănător și chiar dacă nu este asemănător, măcar orice provocare în acest limbaj, în această colaborare, către care sunteți îndemnați să mergeți, să vă ajute să vă dezvoltați un limbaj al dragostei în cazul în care nu-l aveți sau l-ați pierdut acasă. Interesant. Hai să vedem alte mesaje. Uf. Numărul 1, odată, situații în decembrie, ia. Ok. Odată, de două ori și tai cărțile, de trei ori. Situații acasă. Hai să vedem. 8 cupe. Situația prezentă, da? Emoții. Mai. Situația prezentă. La capătul setului de cărți. Ce se întâmplă aici? Aici este. Ați ales guma și a venit 8 de cupe. Detașare și a venit și această stare de înghețare, da? Emoțională, că este apă. Nu știu că am spus-o, cred că am vrut să spun și la un moment dat au venit alte mesaje între timp. Este apă, sunt emoții înghețate acolo, acasă. Orice ar însemna această casă. Dar după cum vedeți, au venit 3 cărți, toate marcând emoțiile, apa. Și prima... Nevoia de transformare, 2 și cu 6, 8, 8 de două ori, da? 3. Comunicare emoțională, vorbiți limbajul dragostei, mergeți înspre prieteni, oameni care vă susțin, care vă stimulează creativitatea, sensibilitatea, romantismul, copilăria. Și pentru asta, ca să mergeți înspre ei,
În primul rând, trebuie să vă detașați de cupele goale, de această stare de înghețare, de oamenii care v-au făcut să vă înghețați emoțiile și să nu vă bucurați de ceva. Da, ați spune că da, nu, că m-am bucurat, am avut întâlniri de familie, petreceri de familie cu prietenii. Nu este o bucurie consistentă în care să simțiți că radiați, în care să vă simțiți stimulați. Sau n-am fost. De-aia apar și cărțile, vedeți? Lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă. Și mergeți în direcția asta. Go for it! Dați cu coarnele înainte. Cu capul înainte. Spargeți ușile. Ușa închisă acasă. Acasă. V-ați închis în voi. Și casa reprezintă și iar lumea emoțională e casa racului. Casa patra este casa racului, a emoțiilor, a mamei, a familiei. Da? Așa ați fost educați, poate, sau eu știu ce se întâmplă. Da? La capătul setului de cărți e totuși un personaj, am zis, ia uite, semne de foc, un personaj independent, nouă de monede, regina de bâte. Un personaj independent, plin de pasiune, cu victorii, cu reușite, după care posibil plângeți. Poate că și ei au niște regrete, ceva s-a întâmplat. Un zero nemanifestat. S-a dorit un început și nu s-a manifestat acest început din cauza, iar acestei stări de... Poate să fie și timiditate, poate să fie și o stare de doliu emoțional după cineva sau pur și simplu o neîncredere. Dar sunt multe motive pentru care pot să apară și 4 și 5 de cupe și 8 de cupe. Dar, că o fi un personaj care vă cheamă și vă stimulează posibil, pentru că văd aici două persoane care radiază în momentul în care comunică, da? Se îmbrățișează, uitați ce frumos sunt, se îmbrățișează. Și dacă e interesant, el a avut inima ca de piatră, ceva l-a pătruns, vedeți? Ceva l-a pătruns. Și s-a creat o legătură profundă între personajul cu care împărtășește cele mai frumoase gânduri și stări emoționale. Și atunci, în prezent, îndrăzniți să visați 7 de cupe. Aveți opțiuni. Vedeți că aveți opțiuni. În primul rând, opțiunea este că puteți să fiți voi independenți și plini de pasiune și plini de victorii. Să atrageți atenția, dacă vreți. Dar cum să atrageți un suflet pereche, da? Dacă nu sunteți și voi în vibrația asta? Dragii mei, ieșiți din starea de victimă, spun așa, în general. Nu mai aștepta să vină cineva să vă salveze. Învățați-vă să vă salvați voi singuri, prin credință. Dacă avem Jupiter, avem numărul 9. Hai să clarific cărțile. Ia să clarific cu aceste de cărți. Nu cu aceleași. Da, aveți o situație care vă consumă, vă obosește. Și aici trebuie să înțelegeți cum vă eliberați de lucrurile care vă consumă. Hai să și clarific. Clarificăm. 8 de cupe, 7 de cupe, 3 de cupe. Iar 8 de cupe, iar vrea să vină. 8 de cupe. Și moarte. Poate ați pierdut pe cineva și încă regretați. Detașați-vă de acest trecut. Una la mână, da? Doi? Dacă ceva nu mai merge, nu mai merge! Nu mai merge! Vedeți-vă de 8 de cupe merge către 9, către dragoste față de voi înșivă. Sunteți puternici. Sunteți puternici. De aia zic, ștergeți. Interesant cum ați ales guma. Ștergeți trecutul, renunțați la trecut. Visați, îndrăzniți să visați. Lucrurile cele mai frumoase, cele mai romantice, cele mai îndrăznețe. Visați că veți merge către visurile voastre. Go for it, da? Clarificăm. De cupe, 7 de cupe, 3 de cupe. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Deci, aceasta e situația actuală. Dacă nu vă reprezinte, căutați alt număr, da. Are legătură totuși cu această gumă, da? Trei de spirale sau trei de foc, eremitul și trei de cupe, iar trei de cupe. Trei de cupe a fost clarificat de trei de cupe. Iar sunteți un pic
Fixați mental 8 de spade. Sunteți un pic fixați, dar trebuie să vă reprogramați. Acasă, 10 de monede, da? Acasă. Țineți prea mult de ce ați construit, da? Îmbătrâniți în acest sistem tradițional, care nu vă aduce nimic. Ia uite, 10 și 4, iar comoara este închisă. Posibil să fie cineva la distanță, 3 de spirale pentru unii dintre voi, 3 de foc, care va aduce această notă de speranță. Pentru mine 3 de spirale ține de săgetător, va aduce o notă de spiritualitate, de altceva. Da? Vedeți lucrurile altfel în preajma lor, dar este o distanță și ați încercat din cauza distanței să vă detașați, 8 de cupe și eremitul, ia uite, și să păstrați tăcerea. Și din cauza acestei tăceri și acestei distanțe, posibil că și acasă, acolo unde sunteți, casa, că e cu chirie, nu contează ce, da? Vă simțiți singuri. Dar, aici este. Analizați, eremitul analizează. Analizați opțiunile, aveți posibilitatea să faceți multe lucruri și, în primul rând, să vă bucurați de prietenii voștri, chiar așa diverși cum sunt. Uite, un leu aici plin, uite ce frumos e leu, frumoasă confirmare, da? Un leu plin de viață, care vorbește și cu mielul, și cu omul, și cu aia, și cu aia, da? Creativ. Dar, mare grijă și la prieteni, selectați-vă prietenii. Hai să vedem în viitor. Numărul 1, odată. De 2 ori. De 3 ori. Tăiem, da? În viitor. În viitor. Judecata renașteți, da? Ia să pun eu cărțile să le vedeți mai bine. Da? Judecata. 5 de spade. Oh, justiția. Apropo de, ia uite, 11, da? Actul acela de a ne echilibra. Acțiunile care ne echilibrează. Vă faceți grijă în legătură cu felul în care vă exprimați emoțional. Așteptați eventual ca cineva să se exprime, cineva să vă ofere dragoste. Așteptați o regină de cupe. Dar nu mai așteptați, fiți voi regini, regi. Apropo de ape, apele sunt înghețate aici. Regi și regine, da? De cupe. Și apoi veți împărtăși de la egal la egal. Aici este ideea. Apropo de justiție, de la egal la egal trebuie să împărtășiți sub 3 de cupe. Ca să se creeze o cupă și mai mare. În echilibru, da? Nu unul să dea foarte puțin și altul mai mult. Nu, trebuie să vă treziți voi în această stare de înghețare, da? Vedeți cărțile. Și atunci trebuie să renașteți. Ascultați-vă intuiția. Ascultați cu grijă la această etalare și eventual, dacă aveți de părăsit pe cineva, părăsiți în ideea că trebuie să vă echilibrați asta, în ideea că, uitați, este un 3, este un trio. Acum voi decideți pe cine lăsați ca să vă puteți echilibra viața, voi decideți. Nu vă dau niciun sfat, eu doar citesc cărțile, dar sunt 3 persoane. Două merg pe un drum, unul pe alt drum. Poate sunteți voi aici și lăsați pe cineva cu care ați avut conflicte, care 5 de spade în general creează conflicte verbale și atunci conflictele verbale ne îngheață din punct de vedere emoțional. Vă îngheață. Că e talarea voastră, dar spun la modul general, pentru că până la urmă sunt reacții generale. La capătul setului de cărți, iar 3 de bâte. Pe care l-am văzut aici, da? 3 de bâte. Ia uite, asul de cupe. E o întâlnire karmică. Există o întâlnire karmică. Da? Roata norocului. E o întâlnire specială. La un moment dat v-ați întâlnit cu cineva. Și acum e o distanță între voi. Dar dragostea există și ați înghețat dragostea din cauza casei, din cauza tradițiilor, din cauza, eu știu, căsătorilor, contractelor, da? Ați fugit. Unul dintre voi. 7 de spade. Ați fugit.
Dar vindecați-vă, vindecați-vă și reconstruiți-vă cu răbdare, cu răbdare. Trei de bâte înseamnă speranță, învățați să sperați. Ca să puteți să sperați, trei de bâte pare și aici, da? Trebuie să lăsați în urmă cupele goale și conflictele care există. Tăcerea, tăcerea iar devine, creează un conflict, iar tăcerea, până alegeți, până vă analizați opțiunile. Posibil în această tăcere, unul dintre voi să înțeleagă tăcerea ca pe un conflict non-verbal, da? Și celălalt ca un potențial sau un moment în care își permite să viseze la acest trei de cupe, la această întâlnire cu un suflet special. Hai să clarificăm, clarificăm. Ce carte? Vine un mesaj în plus. Vine, ia uite, nouă de spade pe care l-am văzut aici. Ieșiți, domnilor și doamnelor, ieșiți din starea asta. Ieșiți din starea asta, ia uite, împăratul. Ori cineva acasă, iar numărul 4, ori un soț, o soție care vă controlează, ori voi aveți tendința să vă controlați într-atâta încât v-ați înghețat sufletul și stați așa într-o stare de doliu mental și emoțional, de grijă, de stres. Gânduri, la 9 de, am pus carte la, da, la loc, la 9 de manuscrise de spade, erau manuscrisele rulate în jurul persoanei care stă și plânge, adică neexprimate, gânduri neexprimate, emoții neexprimate, din cauză că știți voi din ce cauză. Știți voi din ce cauză, am dat de înțeles din ce cauză, nu trebuie să spun chiar exact, dar am dat de înțeles. Hai să clarificăm judecata. 5 de spade și justiția în viitor. O dată, de două ori și de trei ori. Apoi tai. Da? Tai. Temperanța. Ce frumos. Valetul de spirale. Sau valetul de bâte. Aici este. Și Marea Preoteasă. Wow. În secret vă doriți echilibrarea cu un anumit suflet cu care comunicați altfel, radiant, cald, plin de pasiune, iar apare un dragon, dar e altfel de dragon, e un dragon înghețat, vedeți? Nodul nord, nodul sud, altfel de dragon. 3 și cu 5 nu înseamnă tot 8, iar acest personaj vă transformă. Altfel. Dar judecat, aici este, vindecați-vă, ascultați-vă intuiția și ascultați-vă îngerii. La temperanță este îngerul Mihail, da? Sau Rafael. Arhanghelul Mihail sau Gabriel sau Rafael. Rafael aș spune, care vă vindecă. Mihail care vă dă putere. Echilibrați-vă spiritual. Poate să fie și un profesor spiritual, da? Cineva care vă echilibrează și vă ajută să renașteți. Acum, acest conflict, această tăcere, care creează și conflict și stare de visare, este datorită nevoii de a exprima, valetul de bâte exprimă, da? Valetul de bâte exprimă, speak the language of love. Exprimă pasiunea, creativitatea, copilăria, inocența, jocul, da? Ia uitați-l cum arată. E jucăuș. Și aici este conflictul. Să exprimați sau să nu exprimați. Dar cu cât stați pe gânduri, cu cât visați mai mult și preferați visarea, cu atât mai bine. Exprimați, domnilor și doamnelor. Am zis, nu puteți să primiți, nu este corect, corect, apropo de justiție, să primiți, să așteptați dragostea să vină, să vină, să vă fie oferită dacă nu oferiți și voi. Evident că poate să fie și invers mesajul, da? Poate că voi oferiți și ei nu oferă. Dar dacă ei nu oferă, vindecați-vă, da? Deschideți un alt drum, un alt potențial. Dacă e vorba de altcineva, deschideți un alt potențial. Valetul de bâte merge pe un nou drum. Iar e semn de foc, semn de foc și temperanță, da?
În ce sens? Semn de foc. Eu nu vorbesc de semne de foc, acum de zodii. Vorbesc de energia pe care trebuie să o preluați. Da? Acțiune. Acțiune. Go forward. Asta e. Valetul de bâte. Go forward. Du-te. Du-te într-o nouă direcție. Vai, ce frumos, la capătul setului de cărți, doi de cupe. Aici este. Și asul de spirală, nouă pasiune, zero. Zero acesta pe care l-am văzut mai devreme, da? Dați în urmă. Zero. Și îndrăgostiți, ia uite ce mai văd. Și asul de cupe, vai, și steau, ia uitați ce se întâmplă. Sperați, credeți, ia uite, vedeți? Sperați, credeți că această dragoste vă ajută să vă reechilibrați, să vă redescoperiți. Zero, dar trebuie să o riscați. Zero. Să creați magie în viața voastră. Și cum o creați? Acționând asul de spirală, iar berbeca și energie. Intrați în acțiune ca să vă întâlniți cu sufletul pereche, ca să vă echilibrați. Posibil, țineți în secret niște chestiuni care sunt, care țin de tribunal, de legalizări, de separări. Posibil și asta. Dar cel mai posibil este că în secret începe să intuiți de fapt ce înseamnă echilibru, justiție, dreptate într-un cuplu. Și asta datorită faptului că apare un al treilea element. Element înseamnă mult, da? Element, al treilea element. Poate să fie un proiect, o carte, un videoclip, o etalare, ceva, orice, da? Și o persoană, inclusiv o persoană, da? Care vă atrage atenția de fapt ce înseamnă două suflete perechi. Cam atât. Acesta ar fi viitorul. Mai dăm o carte. Totuși rămâne așa, justiția, într-un mod misterios, Marea Preoteasă, într-un mod misterios, se va face justiție, se va echilibra situația. Poate că într-un mod misterios veți prelua acțiunea și vă veți schimba direcția, ce cum zice. Mergeți spre ceea ce vă doriți. Da. Asta este viitorul. Apropiat, da? Acest sfârșit de lună, decembrie, mai vedem în principiu și la alte etalări. Eu zic că e frumos totuși. Marea Preoteasă. Hai totuși să mai clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm Marea Preoteasă. Ups! Ia uite, extraordinar! Justiția, măi! Mat, zița, iată. Asul de spade, înțelepciunea. Asul de spade. Și magician. Asul de spade, aici este. Probabil că aveți și marcaj în semne de aer. Dar aici este. Manifestați dreptate după această stare 4 de cupe, da? De înghețare, de regrete, de ce or mai fi, lacrimi. Manifestați magicianul. Și în aceste de cărți sunt două persoane. Cineva vă inspiră în acest sens. Manifestați dreptate. Scrieți, comunicați, exprimați. Și dacă nu vreți să exprimați cuiva, exprimați într-un jurnal, pentru că e foarte important să exprimați. Dar ce frumos, uite cum a fost clarificată justiția. Marea Preoteasă, justiția. Aici este creșterea voastră spirituală. Apropo de nouă. Vă îndeamnă, cineva vă îndeamnă într-un mod foarte subtil și misterios. Vă deschide ochii asupra ce înseamnă contract karmic și contract spiritual dharmic. Legătură karmică, legătură dharmică. Suflete perechi, suflete karmice. Asta e. Sper să învățați până la sfârșitul anului ca să puteți manifesta acea dragoste adevărată despre care am vorbit la mesajul colectiv. Da, e frumos, e interesant. Chiar e foarte interesant. Mă simt așa entuziasmată de etalările astea. Aș face o carte. Ar fi interesant să scrie așa povești.
care apar prin aceste cărți. Wow! Ar fi un roman foileton. Foileton. Ok, dragii mei. Acum, sper că o să aveți sărbători fericite, cu sănătate și cu bine. Numai bine, la revedere, vă pup! Acum, cei care ați ales numărul 2, până amestec eu cărțile, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, ați ales, wow, turkish, arab, indian, uf, chestiuni care țin de Orient, da? Poate vă gândiți, ori vă place ceva din cultura aceasta orientală, sunt fascinante, într-adevăr, ar fi o lipsă de, nu știu, deschidere, un snobism, să nu vedem frumusețea culturilor orientale. Mie îmi plac foarte mult. Dar, dacă nu vă plac vouă, poate vă plac, îi place persoanei la care vă gândiți, da? Acum, trandafirii aduc dragoste. Manifestați dragoste. Parfumul ține de intuiție. Vă stimulați intuiția, creșteți din punct de vedere spiritual. Această dragoste pe care o să o manifestați într-un fel sau altul, poate să fie și dragoste față de voi înșivă. Da? Vă va atrage, interesant, sunt doi trandafirași, vă va atrage sufletul pereche, cum am vorbit la mesajul colectiv, da? Și veți crește împreună spiritual, ce frumos. Hai să mai vedem ce mesaje vin pentru cei care ați ales numărul. Dar, ce frumos, aveți verde și roz. Roz înseamnă dragoste necondiționată, verde înseamnă chakra a patra, a inimii, da? Cineva vă deschide inima într-un mod foarte subtil. Eventual și voi le deschideți inima. Sunteți amândoi deschiși unul cu celălalt. Ce frumos, măi! Sper să apară și inima. Ia, e situația generală, o situație. Pentru numărul 2. Numărul 2. Numărul 2. Rose. Rose is a rose. A red, pardon. Cum era un vers. Rose is a red. And violets are blue. Ha. I'm missing you. Golden Palace. Ha. 2 și cu 3, 5. Vibrația acestui an. Da. Terminați acest an. Interesant. Într-o mare schimbare. Poate că vă întâlniți cu sufletul pereche. Wow, Taj Mahal, apropo. Apropo de Orient. V-a fost dor de cineva? Foarte mult și vă atrageți această dragoste în continuare, rămâne de văzut. Haideți să vedem Golden Palace. Mesaje pentru numărul 2. Acesta obligat. Mesaje pentru numărul 2. Carte. Mesaje pentru numărul 2. A spus această dragoste, 2 și 3, 5, pe un piedestal. Măi, e vorba de dragoste. Ori ei v-au pus, ori voi ați spus. Dar dacă i-ați spus, și manifestați această dragoste. 2 și cu 3 înseamnă schimbare. 5, schimbare. Într-un mod creativ, poate că trebuie să... Interesant. Vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă, săgetătorul. Luna plină în săgetător și ia uite. New Moon in Capricorn. Poate ceva se va întâmpla când va fi luna nouă în Capricorn. Dar până atunci, asta pentru că e destul de aproape, știți? Trebuie să renunțați la niște blocaje, release your blocks, da? Și să intrați în față și să conduceți. Să conduceți. Că să preluați comanda. Eventual să vă implicați. Că asta înseamnă 2, 3, 2 și cu 3, 5. 5 ține iar de acțiune, de Marte, de casa 5-a a leului, da? Trebuie să vă implicați, să preluați comanda. În ce sens să preluați comanda? Să acționați din dragoste, ca să vă atrageți dragostea. La capătul setului de cărți, iar aveți un 5, 14. Dar aveți aici Rider Wave, iar două suflete perechi, doi trandafiri, doi delfini. Dar suflete înalte, vibrație înaltă. Și Taj Mahalul e vibrație înaltă. Decât să le faceți un
Mausoleu măreț, mai bine construiți o casă sau o colaborare specială. La capătul setului de cărți, poate independența v-a ținut departe și pe unul și pe celălalt, posibil amândoi vreți să fiți independenți. Dar, independenți, independenți, pentru că delfinii sunt foarte independenți, dar sunt și iubitori, foarte iubăreți, iubăreți rău. Știți că sunt printre puținele mamifere care fac dragoste, nu fac sex. E o chestiune care ține de dragoste, roata norocului vrea să se arate. O întâlnire karmică, ori manifestați această întâlnire karmică, ori ați manifestat-o, iau, te apare cavalerul de spade, se va cuvânta, se va exprima ceva iute, ca un trăsnet. Ca un trăsnet. Hai să amestecăm și mesajele de la îngeri. Golden Palace. Like attracts like, dar a venit invers. Nu ați arătat cuiva că vă place și nu s-a manifestat. La momentul în care arătați că vă place, chiar puteți să insistați. Poate nu ați insistat ca să se creeze acea colaborare, da? Acel cuplaj. Uneori, posibil că trebuie să dăm mai multe like-uri, știți cum e, ca cineva să ne observe și să înceapă să se deschidă față de noi. Probabil că trebuie să dați de mai multe ori like-uri sau să exprimați de mai multe ori până se manifestă încrederea. Da? Dacă aveți nevoie, dacă vă este dor, apropo de dor, de dragoste, fiți iubitori, iubăreți, ca delfin. Mesaje de la înger pentru numărul 2. Asta e destul, într-o poziție destul de incomodă. Pe acest scaun. Mesaje de la înger pentru numărul 2. Ups, ups. Cam este. Înapoi la ceea ce iubiți. Posibil ați fost văduviți de această dragoste. Ceva a fost. Dorința de independență. Interesant că și la voi s-a oprit la priviți la puterea interioară. Numărul 11, care este numărul flăcărilor gemene. Proiectați-vă gândurile și, da, aveți încredere în primul rând în voi. Considerați fundația pusă, iar avem o casă, o temelie. Ați pus fundația, poate, ați pus fundația într-o altă dimensiune, acum urmează, așa este mesajul, urmează să o puneți în această dimensiune, da? Decât să creați un mausoleu în sufletul vostru, mai bine creați o mică casă. Înapoi la ceea ce iubiți, reevaluați-vă dorințele. Trebuie să treceți iar printr-un portal ca să vă regăsiți fericirea. Dacă ați întârziat această colaborare, această întâlnire cu sufletul perechi, repet, au fi fost, iau, uite, din cauza dorinței de independență și au fost și vremuri foarte tulburi, foarte tulburi prin care ați trecut. Dar acestea v-au făcut mai puternici. Și pregătiți eventual să recreați ceva. Step up and lead. Iar Capricornul ține de casa 10-a a carierei. Da, conduceți. Vă conduceți viața, dar conduce și relația. Înapoi la ceea ce iubiți. Interesant. O să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Poziția Capricorn. Posibil. Deși nu obligatoriu. Numărul 2. Hai să vedem ce mesaje primiți pentru 7 de bâte. Luptați-vă pentru ceea ce aveți. Cu determinare. Există o pasiune, dorința de a explora ceva, atracția fizică față de cineva. Da. Există atracție, dar nu ați exprimat. Ia uite, nu ați exprimat luna, valetul de bâte, nu ați exprimat. Și Marea Preoteasă. Atracția, dorința. S-o poate nici ei. Dar am zis, uneori trebuie să insistați. Ori cineva se întoarce, ori voi vă întoarceți într-un loc
Și vă reconectați la un suflet pereche de care v-ați deconectat și de care v-a fost dor, posibil. Totuși, o chestiune de care ține de dragoste și de suflete perechi. Da? Ia. O dată, numărul 2 și apoi de 2 ori. Acum tai, de 3 ori. Acum tai. Opt de monede. Marea preoteasă și valetul de bute. A zis că ați încercat 8, da? Este cel care muncește. Muncește, apropo de Capricorn. Munciți ca să fiți independenți. Posibil că țineți secret un anumit plan. Dar o să și clarific. Da, vreți să vă construiți valetul de să fiți independenți, ca să oferiți cuiva, cuiva care este foarte special. Să oferiți un cadou, o întâlnire, nu doar exprimarea aceasta pasională, originală, plină de voie bună, să zic, în fine, ci vreți să oferiți și ceva stabil, ca să nu fiți greșit înțeleși, da? Posibil, de-aia v-ați și separat. Apare totuși, eu văd Taj Mahalul ca pe o stare de dor, în care nu ați exprimat dragoste. A trebuit să vă eliberați eventual, ori, și să fiți interesant, să vă țineți în control emoțiile, 7 de cupe și 6 de cupe. Iar reîmpărăteasa, există un personaj la distanță, la distanță, pe care îi vedeți într-un moment că i-a spus pe un piedestal, o femeie, posibil, deși nu obligatoriu, da? Un personaj pe care îi vedeți frumoși, evoluați spiritual, la care visați, care vă deschide sufletul, simțiți că vă puteți deschide sufletul față de ei și totuși a fost mai... controlați. Ei, și în această perioadă în care v-ați controlat, ați învățat, ați ajuns și la o înțelegere specială. Regele de spade analizează și înțelege niște lucruri. Ați înțeles că trebuie să încheiați acest ciclu, da? Și să intrați în manifestare. Vă doriți să manifestați ceva. Evident că poate să fie și un personaj în viața voastră, dar nu obligatoriu. Eu citesc despre voi. Dacă este invers, este invers. Dacă simțiți că nu rezonați, căutați la alt număr. Este o etalare generală. Deci în decembrie veți lucra în continuare la transformarea voastră ca să creșteți spiritual și să puteți manifesta dragoste, pasiune, ceva nou. Ceva nou. Hai să și clarificăm. Totuși, nu? Așa e frumos să și clarificăm. Să nu amestec cărțile. Ia. Numărul 2. Numărul 2. Hai să clarificăm pentru numărul 2. Uf, ce vrea? Ia uite, 4 de spade a vrut un mod special să se arate, dar imaje pe orizontal. Iar ați stat într-o stare de regret, de analiză, de meditație. Acum ar trebui să ieșiți în această stare ca să puteți manifesta și pasiune, dar și stabilitate. Am văzut și 4 de cupe, iar regretă. Back to what you love este marcat de numărul 3, iar de comunicare, de călătorie, 3 înseamnă și drumuri. Să clarificăm o dată, 8 de monede, marea preoteasă și valetul de dor. Iar vrea să se arate regele de spade. Dar dacă regele de spade și-a ținut în control emoțiile, acum are o altă viziune. Acum devine vizionar.
În momentul în care își reevaluează, cum zice și cartea, în momentul în care vă reevaluați dorințele. Hai, o dată, de două ori. Băi, de trei ori. Măi, dar ce sar cărțile? Vreți? Voi vreți să vorbiți sau cine vrea să vorbească? Mult special acestea se arată. Împărăteasa și steaua. Le pun deoparte, da? Sperați la acest personaj deosebit. Sperați că veți avea parte de abundență dacă nu-i vorba de personaj, că tot munciți. Sperați. Sperați, vă rugați, încercați să și creșteți spiritual, să și creșteți material pe un nou proiect. Acum nu mai vorbesc de dragoste, vorbesc de profesional, da? Și pe alte aspecte. Un nou proiect, o nouă cale în care puteți să munciți cu pasiune, vă poate aduce și creștere spirituală și abundență. Da? Iar Marea Preoteasă, eventual ține secret. Acum, hai să tăiem. Clarificăm 8 de monede. Marea Preoteasă și Valetul de Monede. Asul, ia uite, Asul de Spirale, Eremitul, iar tăcere. Și Valetul de Bâte a fost clarificat de Valetul de Bâte. Mai să fie. Aici este, aveți o idee. Sau pasiunea pentru cineva vă ajută să munciți, da? Să vă transformați. Pasiunea pentru cineva. Am zis că am vorbit totuși de dragoste. Dar posibil că țineți tăcere. A fost tăcere, este tăcere între voi. Dar tăcerea aceasta este necesară ca să vă reconstruiți și să vă reîntoarceți sau să vă reevaluați, să vă reîntoarceți eventual să oferiți ceva stabil. Dar există pasiune. Există pasiune. Acum, Valetul de Bâte înseamnă și manifestarea în practică a Asului de Spirale. Dacă aveți o idee care a venit pe cale intuitivă, apropo de job, de cum să faceți bani, poate să aibă legătură cu spiritualitatea sau să nu aibă legătură cu spiritualitatea. Poate să fie să aibă legătură cu artele sau orice altceva. Dacă aveți o idee cum să faceți bani, eventual, țineți tăcere și intrați în acțiune. Pentru că dacă vă rugați și sperați, puteți avea parte de creștere de abundență. Însă, da, puteți să creați un spor, Golden Palace, da? Aur, puteți să creați valori. Însă, rămân totuși la varianta în care este implicat și un suflet pereche. Vedeți unde vă găsiți, s-ar putea pentru unii și ambele mesaje să corespundă, da? Așa aș vrea. Hai să vedem în continuare, în viitor. Deci în prezent aveți această inspirație ca să munciți. Ba, interesant ce mai văd. Posibil o atracție la locul de muncă. Cineva vă atrage foarte mult la locul de muncă, a ținut tăcerea și vă doriți foarte mult, vă doriți să exprimați această pasiune cu Valetul de... Da, vă doriți. Chiar dacă a fost tăcere. Da, mulțumesc de mesaj. Există și această variantă. Vă doriți să exprimați și să vă întâlniți. Pentru că vă obosește această răceală, rațiune, da? Dacă a fost tăcere, tăcerea aceasta vă obosește. Pentru că voi simțiți multă dragoste. Visați în continuare la acest personaj împărăteasa. Visați steaua. Steaua visează, da? Vă doriți acest personaj să fie alături de voi. Și repet, acest personaj posibil l-ați întâlnit unii dintre voi la locul de muncă. Poate că și... Fugiți prin muncă, în fine. Hai să vedem. În viitor, numărul 2. În viitor, numărul 2. O dată, de două ori, de trei ori, apoi tai. Așa. Și așa. Trei de bâte. Oh, 8 de spade și Valetul de Monede. Bine, e bine că, da, se materializează această dorință, se materializează. Oh, Regina de Cupe, vă întâlniți cu acest personaj care vă e tare drag. Uite, veți avea parte de bucurie. 2, da?
Posibil să fie o diferență de statut, de spiritualitate, de unul e foarte analitic, altul foarte intuitiv, unul e poate mai pragmatic, altul e mai visător, să fie niște diferențe, dar diferențele astea pot fi folosite în favoarea voastră. Ia uite și 10 de cupe. Ai și 10 de cupe, care este exprimat aici, prin această bucurie. Ride the wave. Bucurați-vă de emoții, bucurați-vă de acest suflet pereche, de susținere. Pentru unii poate să fie susținerea unei mame, posibil și asta, la capătul setului de cărți, justiția se face dreptate. După ce s-a fugit de această reconstrucție, de aceste emoții, de renaștere, de fericire, de fericire, s-a ținut tăcerea. V-ați abținut, da? Iar, din cauza emoțiilor, iar patru de spadele, vedeți cum sunt în această întâlnire karmică cu sufletul vostru pereche. Uf, dar, se face dreptate. Cine s-a mințit și cine a fugit, vrea să manifeste dreptate. Vrea să manifeste back to what you love, back. Dacă ați fugit, înseamnă că ați fugit de dragoste, trebuie să vă reevaluați dorințele. Să vă reechilibrați, cum am zis, în mesajul colectiv. Apare și la voi balanța, da? Și numărul 11. Aveți deja fundația pusă, într-o formă sau alta. Hai să și clarific. Uf, ce vrea să... Ați fost defensiv, poate unul dintre voi, șapte de... Da, a stat așa mai mult în... Ia uite, nu ați manifestat. Ops! Asul de monede invers și diavolul. Nu s-a manifestat în material acest potențial deosebit pentru că au fost niște chestiuni toxice. Orgoliu, dorința de a fi independent, cariera, profesia, la, adicții, chestiuni, multe, multe. Poate să fie și o relație karmică, da? De care trebuie să vă separați. Posibil pentru unii, nu pentru toți, da? Minciunile, evident că sunt toxice și atunci nu s-a putut manifesta până nu v-ați eliberat și unul și altul, fiecare în felul lui, de energiile toxice din preajmă. Da? În momentul în care vă eliberați, se manifestă și asul de monede. Acum, hai să-l pun la loc și să mai amestec încă o dată, că tot sar cărțile. Ia. O dată să clarificăm viitorul de două ori, de trei ori. Tăiem cărțile și vedem ce și vedem ce apare. Ia, 3 de băte. 0, nebunul. Cavalerul de pământ. Hai să pun acestea deoparte. Un pic. Renaștere. Imediat o să vă arăt. Imediat vă arăt. Vreau să mă uit un pic. Da. Cineva o să plângă. În ce sens o să plângă? În sensul că dacă vă separați de cineva din trecut, ca să manifestați această întâlnire. Valetul, da, vedeți? Valetul de monede cu regina de cupe și 10 de cupe. Ca să manifestați această întâlnire, probabil că va trebui să vă separați de cineva. Energia aceea toxică, diavolul acela, nu neapărat că e diavol, dar v-ați păcălit, ați stat în relații karmice, ori au fost niște adicții, niște tendințe toxice, da? Aici este. Imediat vă explic. În viitor apare 0 și 3 de băte. Dorința de o lua de la capăt, nu știu, la un drum, speranța că puteți să o luați de la 0, că vă puteți întâlni cu acest personaj, da? Cu acest personaj. Vă faceți planuri cum să călătoriți. Și planurile se vor manifesta. Dar aceste planuri aduc un stres, clar, 8 de spade, stres, cum să manifestați în realitate, cum să ieșiți din iluzie
da? Din obsesia mentală, din gânduri și să manifestați în realitate totuși un cavaler de monede, care vine greu. Și avem aici 8 de monede, valetul de monede, dorința de manifestare în practic. Acum, mai este. În continuare apare, valetul de monede a fost clarificat de moarte. Moarte înseamnă transformare. Moartea înseamnă aduce zero. Și judecata, da? Și renașterea, și zero, da? Și lumea, și noi oportunități. Încheierea unui ciclu. Aici este încheierea unui ciclu în care v-ați făcut stres, v-ați făcut gânduri, v-ați blocat eventual în direct. Poate ați fost prea obsedați de această construcție materială, da? Obsesia construcției materiale. Obsesia, cum arată și aici. Obsesia de a face bani, că altfel, vezi, dragă, nu merge dragostea fără bani, nu, se poate și fără, se poate și fără, se poate și în paralel, dar nu trebuie să separați lucrurile. Aici este. Tăcerea aceasta a creat multe suferințe și blocaje mentale. Și blocaje mentale. Și atunci, 8 înseamnă transformare, moartea ține iar de numărul 8, de casa 8 a scorpionului, trebuie transformat ceva în această situație. Și transformarea vine cum? Intrând în materialitate. Da? Exprimând, da? Oferind eventual un dar, o întâlnire. Și în momentul în care veți oferi, vor apare totuși niște discuții cu cineva, 5 de spade, niște conflicte. Poate că și voi veți avea conflicte, posibil, dar aceste conflicte pot fi vindecate. Pot fi vindecate cu răbdare. Da? Ia uitați. Valetul de cupe. Alt valet, altă exprimare. Valeții exprimă, da? Aveți valetul de bâte de două ori, valetul de monede, odată valetul de cupe, iar. Exprimare. În momentul în care vindecați aceste conflicte și blocaje mentale datorită dorinței cuiva de a fi, eu știu, de a oferi, eu știu, câte cadouri sau eu știu ce chestii materiale, puteți manifesta întâlnirea cu acest suflet special care va duce fericire, 10 de cupe, da? Probabil trebuie să vă cereți scuze voi sau ei, vedeți care, ce și cum. Și în momentul în care exprimați scuzele, se rezolvă și conflictul și se manifestă renașterea. Interesant. Dacă a fost tăcere, nu vă aștepta să fiți primiți chiar cu brațele deschise, chiar dacă există dragoste. Chiar dacă există dragoste, nu vă așteptați să fiți primiți cu brațele deschise dacă a fost tăcere. Dar cu răbdare și cu experiență. Uite ce frumos, îndrăgostiți. Îndrăgostiți. Și ia uite, asul de oglinzi. Exprimați emoțiile. Nu doar daruri, nu doar atracții, exprimați emoțiile, că sunt foarte importante. Aici este, ia uite, 8 de, de spade. Iar apare 8 de spade în legătură cu acest as de monede. Cum se poate materializa? Cum se poate materializa? Întâlnirea, alegerea. Aveți de ales. De ales. Ce să alegeți? Dragostea. Dragostea față de voi. Am zis, în primul rând, trebuie să vă iubiți. Am zis, da? Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici este mesajul. Revenim la mesajul acesta. Vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, nu doar a monedelor, nu doar a banilor. Aici trebuie să meditați un pic. Ce vă face fericiți? Ce vă aduce fericirea? Nu doar banul. Banul vă creează o senzație de stabilitate. Dar prea mulți bani vă țin într-un mausoleu, da? Voi nu aveți nevoie de mausoleu, aveți nevoie de un templu în care vă puteți iubi pe voi înși, voi și partenerii care vă sunt dragi. Diferența între mausoleu și templu, da? Clarificăm această moarte. Hai să vedem. Clarificăm moartea. Da. Clarificăm moartea. Această transformare, nu vă e frică de cuvântul. Uf! Iată, asta este. A fost clarificat de 5 de spade iar.
zic iar pentru că apare 5 de... Da, conflicte. Da. Vor fi niște conflicte. Dar 5 de spade au fost jocuri mentale care au dus la o situație toxică. Dorința de a atrage pe cineva prin jocuri mentale și, dragii mei, tăcerea. Tăcerea este practică în jocurile mentale. Ia uitați, tăcerea, Marea Preoteasă și Eremitul. Și din acest motiv, lucrurile au devenit toxice. Și acestea au trebuit să fie, sau trebuie să fie încheiate. Scuzați-mi mâna, am aici o poziție destul de ciudată, da? Așa. Acestea trebuie să fie încheiate. Cuvintele neexprimate, tăcerea, jocurile mentale, repet, pentru că e important, da? Adicțiile, atitudinea toxică, dorința de a avea banii, Capricornul, iar varianta sa toxică, pentru că Capricornul are și variante bune, da? Acestea trebuie să fie încheiate ca să se poată manifesta. Ia uite-aș ce frumos! Luna invers, luna. În secret ați încercat să vă construiți, iar 8 de monede apare. Dar aici trebuie încheiat acest lucru. Nu mai munciți atâta, nu mai stați atât în monezi, ci ieșiți din această lume materială și exprimați-vă emoțiile. Luna invers înseamnă exprimarea emoțiilor. Da? Și 8 de pământ invers poate să meargă înspre 9, poate să meargă înspre 7, variază. 9 înseamnă independență. Ah, interesant, 9. Da. Aveți o altă viziune. Vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, cum zice. E nouă. Fundația este pusă deja. Interesant. Fundația este pusă deja. 9, 10. Unii dintre voi vreți să vă separați de o casă cu justiția, da? Și să fiți independenți. Casă. Mergeți într-o direcție care vă aduce dragoste, vă vindecă, eventual. Da. E o poveste de dragoste aici. Așa simt. Dar, când vorbim de dragoste, să nu uităm, sau să nu uitați să manifestați și dragoste față de voi. Cum o să vedem? Cum rezonează cu voi? De o poveste de dragoste. Unii trebuie să vă vindecați de iluzia pe care v-a creat o relație, ca să puteți să mergeți înspre sufletul vostru pereche. Am văzut parcă și sufletul vostru pereche. Dar, ceva se întâmplă în viața unor. O să mai vedem și la etalarea pe zodii. Ce-ar mai fi? Poate unii dintre voi vreți să faceți un cadou mamei voastre. Poate. Și știți că trebuie să faceți o călătorie, va trebui să faceți o călătorie, încercați să găsiți soluții în viitor, da? Cum să faceți această călătorie sau cum să manifestați stabilitate și să puteți să oferiți ceva special unei persoane pe care o iubiți. Ce iubiți foarte mult, da? Uitați-vă. Totuși așa se termină etalarea cu valetul de monede, regina de cupe și 10 de cupe. Dar asta implică o transformare profundă, dragii mei. Transformare profundă. Eliberarea de toxicitate, de niște lucruri. În fine, aștept confirmările voastre, pentru că este foarte important. Eu îmi pun cărțile deoparte și mă pregătesc să trec la următorul număr. Ia, să vedem. Cei care ați ales numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Cutiuța de lapte condensat.
Aveți nevoie de hrană, de hrană emoțională, de chestiune care ține de maternitate, da? Vreți să protejați pe cineva sau? Interesant, e alb și negru. Opa! Yin și yang. Există cineva care vă vindecă, vă hrănește, vă echilibrează. Laptele e alb, vă aduce o stare de puritate, de curățenie, de inocență, de bine. Lapte. Cei care ați ales numărul 3. Sau pur și simplu, chiar dacă nu există un personaj, vă echilibrați voi. După o perioadă de întuneric, eu așa zic, așa, pentru că e lapte, e alb, da? Înăuntru e chiar e alb. După perioada de întuneric, condensat, consistent, intrați într-o perioadă de alb, de lumină. Nu neapărat că vine zăpada musai, dar chiar nu, chiar o să fie bine. Pe 7-5 decembrie ce o să fie, oare? Uite, compas, compas. Interesant ce a fost să apară. Iată, roata norocului invers a sărit în mod special. Ați stat pe loc din punct de vedere energetic. Dar acum va trebui schimbat această energie. Tot 5, numărul anului 2021, despre care am vorbit, o să încerc să atașez la sfârșitul videoclipului. 1-1-1-2-8. Deci, ceva se schimbă în viața voastră. Ha, energia generală. Ați stagnat în acest întuneric, noaptea întunecată a sufletului, dar mergeți înspre lumină. Din decembrie ceva se schimbă. Energia generală pentru numărul 3. Energia generală pentru numărul 3. Hai să vedem ce se schimbă. Ce pentru cafea? Poate ieși la o cafea cu cineva, cafea cu lapte. Cafea și lapte, da. Haide, vă rog frumos, un mesaj. Sper că n-a fost doar acela. Pentru numărul 3. Energia generală. Mesaj, energia generală pentru numărul 3. Răbdare. Eu stau și amestec. Haideți. Cărțile. Oh, sunt multe. Totuși. Unu. Cum a fost și mai devreme. Unu, maxim două. Îmi plac petalele de trandafir, chiar dacă sunt uscate, după cum vedeți. Îmi plac. De ce vine atât de greu acest mesaj? Ok, îl luăm mai o dată, de două ori, de trei ori. Iar am scos extraordinar și ăsta acasă. Oho, acasă, vizite neașteptate. Acasă, dragii mei, poate să fie și cartier. Și cartier 4 și cu 1, 5, iar avem vibrație de 5. 5 și 5, ceva se schimbă, da? Vizite neașteptate acasă. Ia uite, interesant, o vizită care vă vindecă, apropo de vindecare. Cineva care vă vindecă. Ouch, heal the ouch. Vindecă durerea, dar ouch mă face să mă gândesc la touch. Probabil că atingerea cuiva vă va vindeca. O îmbrățișare, un gâdilici, ceva drăguț. Acasă, interesant, se schimbă energia acasă. Ori schimbați casa, ori se schimbă ceva acasă, Doamne ajută. Se echilibrează lucrurile. În sfârșit a venit un mesaj frumos. Da, e drăguț că mai devreme a venit the compass. A venit busola, a venit invers. Dacă ați stagnat într-o direcție, acum începeți să mergeți în direcția cea bună. Poate v-ați schimbat casa, ca mine. Deși nu sunt chiar perfect mulțumită de această locație, eu știu, poate îi schimbă-o și pasta sau ceva se schimbă aici. Scap de problemele care au apărut
Exact după încheierea contractului. În fine, ar fi frumos să scăpăm de acele probleme sau să găsim soluții. Găsiți soluții. Mesaj pentru numărul 3. Oh. Mesaj pentru numărul 3. Interesant, cu această carte am senzația că cineva vă urmărește și vrea să vă viziteze, ar vrea să vă facă o vizită. Că sunteți diferiți, da? Lapte, alb și negru, sunteți diferiți, dar ce drăguță este, măi! Sunteți diferiți, dar vă simțiți bine împreună. Ce apare? Honor your feelings, ce frumos! Primul, pătrar din pești. Onorați-vă sentimentele, senzațiile. Și intrați în puterea voastră. Step into your power. Frumos. Schimbați. Ce înseamnă putere? Să schimbați energia. Puterea ține de energie, da? Schimbați energia și dacă vine cineva, ceva unexpected visitors. Ceva. Dacă vine cineva acasă, bucurați-vă. Dar, că vine, că nu vine, important este în această perioadă să vă bucurați, să vă onorați senzațiile și sentimentele și emoțiile. Să meditați mai mult, da? Ca să schimbați această energie. Am văzut și New Love. În fine, ia să nu mai mă uit. O nouă dragoste... Posibil, nu obligatoriu, dar posibil. Vedem. Mesaje de la înger pentru numărul 3. Interesant ce văd. Iar văd o oglindire. Poate unii dintre voi ați ales oglinda etalările anterioare. Schimbarea voastră atrage și schimbarea cuiva. Dacă v-ați schimbat casa... Schimbarea acestei case atrage și schimbare în vechea casă. Multiple mesaje. 5. Compas, busola. Busola. Oh, ce mai simt? Ascultați-vă intuiția care vă va indica. Unde este casa voastră? Și când vorbesc de casă, vorbesc de simțuri, da? Unde vă simțiți acasă? Și de fapt, acasă este în voi înși vă. Mulțumesc mult pentru inspirație. Acasă este în voi înși vă. Nu locul este acasă, cât sufletul nostru. De fapt, casa a patra reprezintă casa sufletului, da? Step into your power. Aici este. Intrați în puterea voastră. În acțiune. Ia uite și în spate... Ce am zis că mai e? Am mai văzut. Oh, ce frumos! Be proud of yourself și go for it. Da. Mergi într-o nouă direcție posibilă. Ascultă-ți intuiția. Vezi în ce direcție poți să mergi. Aici este casa, casa patra, dar aveți și numărul 9. 9 înseamnă să explorezi alte spații, alte locuri. Casa este oriunde suntem. Oriunde suntem, da? Fii mândru de tine însuți și asta înseamnă să intri în, să acționezi conform energiei. Dar pentru asta trebuie să-ți asculți intuiția. Onorează-ți sentimentele, simțurile. Mesaje de la înger pentru numărul 3. Asta! Și la voi a venit extraordinar. La toate cărțile a venit. Privește, iar a revenit o nouă dragoste. O nouă dragoste, unexpected visitors. Da, posibil. O nouă dragoste. După ce iertați pe cineva și vă iertați pe voi. Poate să fie o nouă etapă în relația voastră cu cineva. Dar, priviți la puterea voastră interioară, apropo, onorați-vă și sentimentele, da? Și, ce zice? Fiți mândri de voi că sunteți puternici. Intrați, ia uite, putere, strength, da? Recunoașteți-vă aceste calități și mergeți în această direcție.
pe care vă sugerează intuiția. Concentrați-vă pe dragoste, dragoste față de voi și față de aproapele. Ce zice? Priviți frumosul și bunul din fiecare. Sunteți mai puternici decât credeți voi că sunteți. În cazul în care ați uitat, dragii mei. Hai să vedem. Au fost niște blocaje, uitați. 9 de băte. Numărul 3. Ce vrea să se arate? Regina de monede. Regina de monede. Apropo de putere de valoare, be proud of yourself. Oh, da! Oh, da! Asta înseamnă regina de monede. Fiți mândri de voi. Dar regina ține și de lapte, de maternitate, de materialitate, de hrană. Regina de monede, da? Ia uite la capătul setului de cărți. Diavolul, energia toxică din care trebuie să renașteți. Fiți mândri de voi înșivă. De ceea ce puteți să realizați, de felul în care vă hrăniți pe voi și hrăniți pe ceilalți. Vă regăsi stabilitatea, eventual într-un nou fel. Ia, decembrie. Uf! Trei de cupe, vă întâlniți și cu prietenii? Sau interesant, poate aveți vizite, apropo. Aveți vizite, vă întâlniți cu cineva care vă face să vă simțiți bine. Poate să aibă legătură și cu nouă dragoste. Da? După o perioadă de tăcere, de însingurare, necesară ca să vă treziți, să vă găsiți busola, soarele. Nu? Busola. Soarele. O dată. De două ori. Uf! Măi, nu mă așteaptă. Nu mă așteaptă, deci. Cum să le pun? Așa să le pun. Mesaj în plus. Acasă. Acasă. 10 de monede. Apropo de acasă. Acasă v-ați mințit, ați fugit de ceva. Sau cineva a fugit de acasă și v-a lăsat singur. Sau v-ați simțit singuri. Ați fugit de o anumită realitate. Dar, în această însingurare, zic acasă, 10 de monede, casa familiei din care vă trageți, da? Această situație a fost necesară. Ori cineva v-a mințit acasă, ori voi ați fugit. Știți că ne putem minți și noi, da? Când stăm în preajma celor care ne mint, deja ne mințim și noi. Dar a fost necesară situația ca să înțelegeți o situație karmică, să înțelegeți o lecție, să vă găsiți steaua, direcția, busola și să creșteți din punct de vedere spiritual. Acum, o să pun cărțile, pentru că nu asta era, a fost un mesaj în plus. Un mesaj în plus. Amestec. Cu grijă. O dată. De două ori. Decembrie numărul 3. De trei ori. Acum. Tăiem cărțile. Ups. Iar am vrut să se arate. Vedeți? Eremitul. Trei de monede. Și cavalerul de spade. În prezent, încercați să analizați eventual întunericul prin care treceți ca să vă găsiți lumina, da? Lăticul, soarele. Trei de monede, încercați să vă construiți templul vostru, casa voastră. Trei merge înspre patru, da? Avem o casă, da? Da, veți în prezent. Ceva unexpected. Cineva vine să vorbească cu voi, să manifeste colaborare după o perioadă de tăcere. Posibil, interesant. Puterea. Am zis, step into your power. Controlați-vă, orgoliu, stările, onorați-vă sentimentele. Marele preot. Da. Onorați-vă intuiția, credința, puterea. Hai să și clarificăm. Eremitul. În prezent. Dacă e un proiect la locul de muncă în care ați simțit că ați stagnat, că am văzut roata norocului invers mai devreme și stagnarea este reprezentată și de eremit, de tăcere necesară analizei sau regăsirii altor planuri,
ceva neașteptat se întâmplă. Ori vine o colaborare, ori, ia uite, vă eliberați 10 de spade, vă eliberați, e bine că vă eliberați de gânduri, de cuști, de blocaje. Ceva se întâmplă, neașteptat. Clarificăm acum. Hai să clarificăm cărțile. Tot apare remitul. A fost tăcere. În viața voastră a fost o tăcere. A fost acel întuneric necesar ca să vă înțelegeți niște chestiuni. O dată, de două, de trei ori. Unde le pun? Cavalerul de foc, 4 de spade, 9 de spade. Mai, cineva v-a plăcut, vă place. Dacă v-ați însingurat, hai să iau un pic mai ordonat, dacă v-ați însingurat, da? Voi, acasă, am zis de casă, de lapte, de când am vorbit de lapte, de casa a patra. V-ați însingurat eventual datorită unei persoane care a încercat să vă domine, dar însingurarea aceasta v-a adus conectarea la, de fapt, la energiile voastre, la puterea voastră interioară, despre care am vorbit mai devreme, da? Puterea voastră interioară. Deci însingurarea, lecția respectivă a fost necesară ca să vă găsiți corsarul, cavalerul, încrederea în voi. 4 de spade și 3 de monede. Această tăcere v-a ajutat. Pentru mine 4 de spade reprezintă remitul, varianta mică. Această tăcere sau însingurarea voastră voită sau poate n-a fost voită, dar această tăcere v-a ajutat să înțelegeți cum să vă puteți reconstrui. Cum să vă puteți reconstrui. Apare și un 9 de spade. Ați suferit, v-ați făcut griji. Dar acum gata, vine o idee, vine o situație, poate vine un mesaj de la cineva într-un mod neașteptat și vă ajută, da? 9 și cu 1, 10 și am văzut mai devreme 10 de spade, da, 10 de spade invers. Vă eliberați de niște blocaje, de o stare de niște trădări. Stai să-mi iau buza pe mine. Eventual comunicarea cu cineva, o comunicare neașteptată vă ajută să vă eliberați de supărare. 9 și 4, da, de spade. Și să manifestați o colaborare, într-un fel sau altul. Va fi o bucurie, va fi ceva de bine. Ia uite, am zis de băine, 9 de cupe. 9 de cupe. Posibil, ia uite, cineva vine, ia uite, soarele, de la drum, 6 de spade. Cineva vă iubește, are multă pasiune, regele de cupe, regele de foc, dar a fost o distanță, a încercat să se distanțeze ca să se înțeleagă și s-a înțeles. A înțeles că, de fapt, fericirea este împreună cu voi, că își dorește să fie cu voi, că sunteți suflete pereche, da? Acum, posibil că nici nu vă gândiți la acest personaj sau dacă vă gândiți, vine într-un moment în care nu vă gândiți. Clar. Că e unexpected, da? Posibil v-ați gândit că nu mai e nimic de recuperat în acea situație, dar ceva se întâmplă. Însă, lăsați-vă deschiși către neașteptat. Nu vă gândiți musai la o anumită persoană. Am zis, este ceva neașteptat. Vă gândiți la o persoană și vine altă persoană. Știți cum e? Lăsați universul să lucreze. Ceva neașteptat se întâmplă în această perioadă. Hai să mai vedem. Hai să mai vedem. În viitor. Pentru numărul. Apare totuși o nouă dragoste, vreau să zic, da? După ce iertați. Deci, vai ce sub această dragoste adevărată. În iubirea adevărată se întâmplă și decepții, și tăceri, și situații, pentru că au și ei blocajele lor și alte lucruri de trăit și de trecut, da?
ca să manifestați dragostea adevărată, trebuie să iertați. Ori iertarea ține de voi înși vă, ori de o legătură karmică, ori trebuie să iertați pe oamenii pe care iubiți cu adevărat ca să se manifeste o nouă dragoste. Și în ce sens? O nouă etapă în dragostea voastră? Sau chiar dacă, repet, chiar dacă e dragostea adevărată, iertați dragostea adevărată, în cazul în care nu se poate manifesta acum, se va manifesta altă dată, eventual, da? Și se va manifesta acum o altă poveste necesară. Da? Concentrați-vă, cum zice mesajul, concentrați-vă pe dragoste. În viitor. Numărul 3. Eventual, true love, cineva vă iubește cu adevărat, dar nu s-a manifestat corect și atunci trebuie să iertați. Ei vă iubesc, dar nu știu să se manifeste. Trebuie să iertați și să merge eventual într-o nouă direcție. Vedeți cum se va manifesta, dar lăsați-vă deschiși către lucruri necunoscute. Noi acum citim energiile, dar nu putem stabili exact. Da? Nu putem, numai Dumnezeu știe. 9 de monede. Da? Fiți independenți. O, ce frumos, asul de cupe. În moment, o, și regina de spade. Fiți independenți. O, regele și regina de spade. Oho. Vă întâlniți cu un personaj cu care vă potrivești, cel puțin din punct de vedere intelectual. Dar apare de la un drum, eventual, și regina de cupe. Eventual, acest personaj va trebui să învețe să exprime și emoțional, nu doar rațional, niște lucruri. Unii dintre voi, o, da, unii dintre voi blocați, veți bloca pe cineva. Acea dragoste adevărată va fi ținută un pic, va trebui iertată. Dragostea adevărată va trebui iertată și manifestat altceva nou. Altceva nou. Da. Pentru că acea dragoste adevărată vă ține pe loc. Nu zice nimeni că nu e adevărată, dar trebuie să manifestați ceva nou. Vedeți cărțile? La capătul setului de cărți, magiciană. Conflicte. Sunt conflicte interioare. Și în viața voastră și a unei persoane care vrea să manifeste ceva nou. Clar, în viitor se va manifesta o nouă dragoste. Asul de monede, asul de cupe. Dar trebuie să nu neapărat să blocați, să iertați. Posibil va trebui să alegeți între două persoane. Un suflet cu care vă potriviți foarte bine și altul care are multă dragoste, dar și posibil să aveți și voi multă dragoste față de ei, dar acolo mai e ceva de lucru. Și nu poți să stați, nu puteți să stați, nu poți să stați, doamne. Mai mă bulbesc și eu, mai greșesc, că nu puteți sta singur să așteptați pe Xulescu 10-20 de ani, da? Mi se pare normal. În primul și în primul rând, da? Veți auzi niște lucruri despre care n-aș știu. Se vor exprima niște emoții. Niște stări, niște secrete, eventual. Am zis, în primul și în primul rând, intrați voi în lumină. Voi începeți să manifestați apropo de lapte. Voi vă hrăniți pe voi înși vă iubiți pe voi înși vă. Da? Căpătați această încredere în voi, în valoarea voastră. Ce zice aici? Step into your power, da? Aici, aveți încredere în voi. Și ce mai zice? Go for it. Da, mergeți. Manifestați. Și ce mai zice? Fii mândru de tine însuți. Noua de monede e mândră. Sau mândru, da? În viitor. În viitor apropiat. Veți învăța să fiți mândri, sper. Și vă veți asculta, honor your feelings. Vă veți asculta emoțiile. Vă veți vindeca și în momentul în care vă veți vindeca, vă veți onora. Și veți manifesta dreptate. Adică, ce înseamnă dreptate? Va fi o comunicare cu cineva care va clarifica multe lucruri. Vedeți 9 și 1, 10 și apoi regele și regina de spade. Ori cu două persoane va fi comunicarea. Wow! Abia aștept să-mi povestiți. Ceva se va întâmpla. Intens. Cu cineva comunicați și puneți capăt
situației și cu altcineva comunicați și manifestați ceva nou. Regele și regina de spade. Comunicare clară. Amândoi țin sabia în sus. La alte seturi de cărți, unul ține sabia în sus, altul ține în jos. Nu? Aici, în aceste de cărți, e fain. Amândoi comunică. Veți avea parte de cineva care comunică cu voi, nu care vă ține în tăcere și în stagnare. Dar degeaba vă iubește, da? Degeaba vă iubește, dacă am văzut regina de cupe, vă uit aici cărțile, da? Le vedeți? Degeaba vă iubește dacă vă țin regrete și visează la voi, da? Doi de spade, blocaje, le vedeți, da? Degeaba, nu, trebuie să manifestați ceva nou. Și va veni acest nou în momentul în care intrați în independență. Go for it, step into your power. Ia uite, fiți liberi. Fiți liberi, independenți și puternici. Ce frumos! Aș putea să o asociez lui nouă de monede. Și atunci va veni și noua dragoste și în material, nu doar în emoțional, ci în intelectual. Cineva vrea să manifeste ceva nou cu voi. Hai să vedem cum sunt clarificate aceste cărți. Hai să clarificăm. Spre sfârșitul lunii. Nouă de monede, asul de cupe și regina de spade. Să clarificăm pentru numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori și te încărțe. Hai să te încărțe, ia, în loc. Fără să se miște, ia. O dată, de două ori, de trei ori. Vai, îndrăgostiții! Valetul de monede, acrobatul. Și patru, da? Trei, da? Ia uite ce frumos, da? Trei aici, trei și patru. Patru de spade. Vă vindecați de... Vă vindecați, valetul de cupe, vă vindecați de lucrurile care vă țin pe loc, de stagnare, stagnarea pe care, despre care am discutat chiar de la început. Vă vindecați de stagnare. Iar apare, ia uite, spânzuratul și regina de cupe, cineva care vă iubește, dar nu acționează. Nu e suficient să vă iubească, să simte dacă nu acționează. Vă vindecați de chestiile astea, da? Vă vindecați de chestiile astea. Deci în viitor va trebui să alegeți. Și alegerea voastră va crea conflicte în viața cuiva. Regele de spade și cinci de spade. Regele de spade... Când vorbesc de rege de spade, este un personaj rațional, da? Va avea parte de o trezire cu soarele și cu asul de spade. Wow, wow, wow. O trezire specială. Vedeți? Va avea parte de o trezire specială. Care îi va atrage niște conflicte. Conflicte mentale interioare. Cum să rezolve această întâlnire? Cum să pună bazele? E casa, patru de bâte. Cum să vă întâlniți, apropo de întâlnire, de vizită acasă, cum să vă întâlniți și să manifestați această dragoste și în realitate, valetul de monede. Trebuie făcute niște acrobații. Dar, în primul rând, pe voi vă interesează să învățați să vă iubiți, dragostiții, să vă iubiți și să vă echilibrați, cum spusei chiar de la început, da? Alb și negru, da? Aici sunt îndrăgostiți, alb și negru, masculin și feminin, da? Să fiți voi în echilibru, voi în echilibru, da? Și în momentul în care sunteți voi în echilibru, vă atrageți persoane care vor să vă fie alături și care vă susțin. Concentrați-vă pe dragoste,
Dragoste față de voi, față de alții, da? Pe iertare. Eu simt că cineva va veni cu valetul de monede, șasul de cupe și va exprima ceva. Cât sunteți de importanți pentru ei, cât de mult simt pentru voi, se va schimba energia. Revenim la mesajele inițiale. Se va schimba ceva în viața voastră. Și în sens bun, da? Vedeți și voi cărțile. Regina de spade. Posibil să aibă personajul marcaj în semn de aer. Dar se va discuta despre cum puteți să trăiți în armonie. Cum puteți să vă creați eventual o casă sau o legătură, neapărat casă, o legătură. Apropo de casă, laptele ține de, da, de casă, casa patra. Cum puteți să creați o casă în armonie sau o legătură? Eu ce făcui, mă? Armonioasă. Aș vrea să... Clarificăm îndrăgostiții. Uah! De la drum. Vine cineva de la drum. Să colaboreze iar. 3. Să colaboreze. Cu voi. Eventual să construiască ceva stabil. Vrea să ia de la zero. Și să reziste, nu de spirale, să reziste, să se lupte în pofida blocajelor. În pofida blocajelor. Iar apare magicianul. A apărut și aici magicianul, da? Cineva chiar vrea să se lupte pentru a manifesta ceva nou. Nou apare new love, da? New. Ia uite, interesant, apare după magician, apare Phoenix, renaștere. După ce renașteți dintr-o situație în care v-ați blocat, opa, wow, mai deci nu se poate renunța. O dragoste adevărată este blocată din cauza unor decepții, a unor transformări prin care unul trebuie să treacă și, da, ia uite, transformare, trăsnetul, turnul, care aduce decepții, o separare care a dus decepții într-o dragoste adevărată, da. S-a blocat această dragoste adevărată, dar apare, iaute, apare judecata, renașterea, renașteți și manifestați ceva nou. O altă dragoste. Și asta tot adevărată. Dar probabil că se va manifesta altfel. Altfel. Interesant. Deja am vorbit foarte mult, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine, ceau, ceau.